Da, mai puternic am început pe 1 iunie de ziua copilului și vreau să citesc ultimul post de pe bicicletele Pegas. Se pare că și englezii vor să-și revitalizeze Pegasul lor. De data asta l-am luat înainte. Trendul se dă din România. Ok, și bicicleta este tot un fel de Pegas, un chopper englezesc. Și-a primit. Emoții, că asta e. Gata. Să citim ce mi-a scris Andrei. A, ce vrem să facem? Vrem să reactualizăm un brand foarte iubit de biciclete în România. Pegas. Aici este sigla restilizată de Ciprian și relansarea unui icon românesc. Proiectul nostru are puternice valențe sociale, este un proiect comunitar care se susține foarte mult pe parteneriate între diferiți reprezentanți ai mișcării bicicliste din România, cum ar fi Freerider, Portocala Mecanică, All Bicycle. La rândul nostru, noi susținem comunitatea bicicliștilor și milităm pentru o infrastructură mai bună și pentru creșterea numărului de bicicliști și a folosirii bicicletei cât mai intensiv, pentru că este un vehicul util și nepoluant. Trebuie să spui cine e Andrei. Andrei, imediat. Scuze. Ce frâtii fără hârtii. Andrei Botescu este tipul care a registrat la OSIM brandul Pegas. Până m-am întâlnit pe mine în calitate de vânzător, între ghilimele. Adrian Teașă, tehnicul, cel care a conceput bicicleta cu componente, unghiuri, forțe și tot ce trebuie. Pe urmă, Ciprian Frunzeanu, care este designerul nostru, care a dat o linie a bicicletei. Deci suntem un grup de entuziaști din noua generație urbană. Este interesant să construiești și să o iei de la zero. De aici am și plecat. Puteam să importăm un brand de biciclete, puteam să facem orice altceva, dar am zis, ok, luăm o bicicletă, bicicleta copilăriei noastre, a noastre, și le dăm înapoi. Nu doar premiaților, că așa era obiceiul mai primitiv mai în Pegas, acum e bicicleta noastră. Contextul în care a apărut Pegas. Societatea, brandul, categorie. Și eu am lansat bicicleta. Am plecat de aici. De la Pegasul cu șa lungă, cel mai popular model. Apoi, reclamele vechi de la Pegas, pentru că avem înregistrat la OSIM și brandul pe haine. În curând o să dăm drumul și unei colecții de haine Pegas. Ca să fie totul la pachet. Apoi, până la lansare, am început proiectul cu desene, am stat la planșă, AutoCAD, Photoshop și am avut aceste modele. Strada 2, care este modelul pentru fete, și strada 1, modelul pentru băieți. Și aici obiectul. L-am adus și în sală. Apoi, mulți au primit cărțile poștale. La fel, am păstrat linia, ok. Mail-uri trimitem în fiecare zi, dar o carte poștală când am mai trimis. Și mai ales, o carte poștală cu Pegas. Deci, cu ajutorul prietenilor am reușit. Ce am făcut în aceste luni? Am mers la târguri, festivaluri. Aici este o imagine de la Street Delivery. Am adus un domn care îmi plătește coșuri de răchită. Avem de vânzare pentru biciclete, coșuri de răchită, 100% România, Snagov. Apoi, am personalizat bicicleta. Această bicicletă Ana Maria Ciorcescu, celălalt partener al nostru, foarte drăguț. Apoi am avut colaborări, de exemplu, cu Harapal și Salata Magică pentru fier. Asta este printul de 50.000 de fani pe Facebook, cu Ștefan cel Mare. Ok. Așa. Comunitatea pe Pegas. Aici este o aplicație foarte drăguță, care chiar a avut-o Pegas, ne-a ajutat să vindem biciclete în primul an. Neavând distribuție, ne-am gândit cum vindem noi bicicletele. Că am făcut biciclete să le vindem, să le dăm oamenilor biciclete. Și puteți să intri în aplicația, rezervă-ți Pegasul, unde puteți să alegi cadrul de băieți strada 1 sau cadrul de dană în strada 2. Apoi să le dai modelul, culoarea și pe urmă cu o viteză sau trei viteze. La sfârșit apărea un formular unde spuneai datele, mail-ul venea direct la
Alexandru Manda, eu sunam și convingeam oamenii să cumpere bicicleta. De multe ori nici n-a fost nevoie să-i convinc. Deja am vorbit 1400 de oameni până acum. Dar foarte personal, eu am vorbit personal cu meu personal, că e foarte drăguț, mult. Am rămas impresionat de dorința de a avea Pegas în România și chestia asta mă face să mă pensionez la Pegas. Apoi, aici am luat argintul la Internetix, e prima participare a noastră. Internetix sunt premiile pentru campaniile online. Și trebuia să faci din piese de biciclete un cal Pegas. În imagine este Ciprian, nu se vede prea bine. Lucrează și pentru agenție. Agent și-a luat locul 1 pentru bunul durabil. Apoi, ce-am mai făcut? Un concurs cu povești. Trebuia la Best Fest să vii, cer un pic și o foaie, să scrii povestea ta cu Pegas. Am nenumărate povești avem. Foarte interesante. Cu le rog puse pe panou, în curând o să le publicăm. Ana, la Skirt Bike, aici doi tineri care scriau la OPR povestea cu Pegas. A fost Olimpiada, am susținut lotul național de polo la Olimpiada de la Londra. Ce sunt băieții cu la meci de basket. Adi, în atelier, făcând niște reglaje fine unei biciclete. Petrece din curtea noastră, de pe Bulevardul Magherul 6-8, iarăși ne-am legat de o clădire cu poveste, clădirea Ciclop, în mijlocul Bucureștiului. Petrece cu mere, diapozitive, muzică românească, tot ce trebuie. Aici prima colaborare mai puternică a fost cu Ursus și i-au făcut o campanie națională promovând băutura lor și bicicleta. A fost expusă în 7 sau 8 baruri din toată țara, Constanța, Sibiu, Cluj, Iași și Timișoara, dacă nu mă înșel. Și pentru ei le-am personalizat plăcuța de pe cadrul bicicletei. Chestia asta a fost un început și apoi au venit alte companii și am făcut chestia asta pentru ei. Next. Le-am trimis celor de la Măguai. Noi ne place să colaborăm cu brandul românesc. La fel și Măguai este un brand românesc de calculatoare. Și le-am făcut o mică prezentare. Se poate cum vede noi o carcasă de laptop. În rest, nu știu, au trecut 10 minute, m-am grăbit, ok? Cred că mai un minut. Ok, O să particip la președinție, să vorbesc pe timp. În rest, într-un minut, mâna sus, întrebări, nu știu să mai povestesc, salut. Cât costă o bicicletă? Cât costă? Nu o să spui ce frumoasă e bicicleta, mă întreb, ce costă. Ca să zic dacă e frumoasă sau nu. Ceva. Ok, aici am o mică, ca la poveste, în Micul Prinț, e o chestie, dacă spui unui om mare că ai văzut o casă cu mușcate, cu porumbei pe casă, gazonul tuns, totul foarte simpatic, nu o să spună nimic. Dacă îi spui unui om mare care a fost o casă de 1.000.000 de euro, o să spună ce o să spună. Ce casă frumoasă. Ok. Bicicleta a costat 1.100 cu viteză și 1.300 cu 3 viteze. Lei. Dacă știi ce euro, ți-au euro, nici o pui. Te rog. Oricine putea să registreze Pegas până să înregistrăm noi. Adică... Da, licența de la OSIM ți se dă pe 10 ani de zile. Dacă ăștia 10 ani de zile nu-ți reîmprospătezi licența și nu scoți produse noi, se pierde. Tohan este fabrica care producea Pegas și avea două secții, bombe și biciclete. Deci mai profitat de să faci bombe decât biciclete și au renunțat la biciclete. Da, și-a dispărut. Nu i-a mai interesat. Fabrica a intrat în faliment, secția. Au vândut utilaje, tot ce înseamnă. Și acum unde se fabrică? Acum se fabrică în Pegas de București. Noi... Era Pegas de Zărnești. Noi facem autocadul, asta însemnând desenul tehnic al bicicletei, trimitem unei fabrici prietene din Taiwan, specificația noastră, ne trezim la două noaptea, mai exact Andrei Botescu trezește la două noaptea, să de vorbă cu directorul de la fabrica din Taiwan pe Skype. Se face bicicleta, ne trimite poze, pe urmă aducem cu avionul sample-ul, vedem, testăm bicicleta, vedem cum funcționează și apoi dăm drumul la comandă. Ne vin cadrele și aici în București asamblăm restul părților și facem reglajele. Pentru anul acesta am făcut 600 biciclete, mai avem un stoc undeva la 90,
ceea ce e foarte bine, la anul urmând să, să facem undeva la 2000 de biciclete, cu două noi modele în plus. Doamnelor, domnișoarelor, la anul e pentru dumneavoastră. Next. Ați văzut biciclete prin oraș, vara asta, pe gaz? Asta e foarte bine. Ce? Apropo, oricâtă campanie am face noi pe Facebook, TV, radio, orice ai face, e foarte bine venit. Dar cel mai important e produsul să se vadă la haine, să fie purtat de oameni. Bicicleta să, să se ruleze pe stradă. Și orice ar fi important ca produsul care îl vinzi și îl faci să ajungă la oameni și să le, să-l utilizeze și să-l folosească cu plăcere. Asta e cel mai important pentru noi. Te rog. Poți să ne spui ce înseamnă inovația pentru tine pe ziua inovației? Nu, astăzi este marți 13. Asta prima chestie la radio, marți 13. Ziua inovației. Da, inovația de multe ori vine, de cele mai multe ori vine din nevoie. Pentru noi Pegas a fost o, o nevoie și n-aveam nimic. Pur și simplu eram eu cu Andrei, vorbeam, nu-l aveam pe Ciprian, nu-l aveam pe Adi. Știam doar că ne place să mergem pe bicicletă și de la chestia asta a trebuit să găsim doi oameni care se priceapă foarte, foarte bine la bicicletă. I-am găsit și am început să facem bicicletă. De la zero. Ne având nicio matriță de la fabrica veche, pur și simplu a trebuit să reinventăm bicicleta pe jos. Și asta am făcut. Te rog. Nu era mai interesant să faceți produsul întreg în România? Să fie 100% românesc? Bineînțeles. Ca și costul nu era la fel, dar... Ok, știu că ca și costul, dar tehnic nu ai unde să faci bicicleta în România. Da. A, singura variantă era să o facem la o fabrică de lângă Deva, dar nu are un nume foarte bun, renume foarte bun în lumea bicicliștilor și decât să scoți un produs nou dintr-o fabrică care calitatea e îndoielnică, mai bine nu-l fac acolo. Iar așa a fost o decizie. Da, Taiwan este cel mai mare producător de biciclete și calitate. Cei mai mari producători de biciclete au fabrică acolo și asta e meseria lor. Am vrut să facem plăcuța în România, au zis că ei nu pot să facă așa ceva în relief și fiți de genul ăsta. Și la un cost foarte mare. Și le-am făcut întreba. Dar ușor, ușor mutăm. În planul nostru este în 4 ani de zile să ne deschidem o fabrică în România de asamblare, vopsitorie, tot. Deci am plecat de la zero și o să sfârșim prin o fabrică mare și frumoasă. Să... Nu, că depinde, vedem. Nu contează unde. Probabil ar fi mai bine să o facem într-o zonă defavorizată, să ajutăm și alte zone din țară. Face și bombe. Și bombe, nu, Doamne ferește. Cum să facem bombe? Aveți model și pentru copii? Pentru copii, la anul o să fie de la 7, de la vârsta de 7 ani. O să înceapă, da. Exact bicicleta pe care ai mers tu. Domnul Mofi. Te rog. Și eu vreau să te mai întreb... De bani nu vorbesc, de banii nu sunt buni. Andrei mi-a spus cât ați investit în... Păi nu, țin la ureche să-ți compri. Păi nu să țin la ureche, am publicat de revistă, deci știe toată lumea. Da, ok, bine. 70.000 am zis, dar eu... Da. Am spus bine ședința, am citit articolul, da. Da. Și cât valorează brandul? Vostru acum? Acum... Estimăm la 2 milioane de euro brandul, dar el o să crească. Cu cât noi muncim mai mult, vinde mai mult, produce mai mult, valoarea brandului o să crească. În plan este să ne listăm la bursă, multe, sunt multe de făcut și urmărim evoluția bicicletei, este primul an și de asta vă zic să urmăriți de acum, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut și de făcut în România. Mă întrebai de... Avem... Și eu sunt angajat. Suntem toți din echipă 4 plus 2 angajați. Profit. Ok. Nu vorbesc acum de profit, pentru că orice leu pe care îl strângem, orice bicicletă vândută, banii intră în cont, îi punem deoparte să producem biciclete pentru la anul. De profit vorbim în următorii ani.
E cel mai important. Nu vrem să ne luăm mașină, nu vrem să luăm casă, vrem să facem biciclete și să facem motorul să funcționeze. Pentru că... Păi am vândut 510 biciclete. Din 600. Și voi mergeți cu bicicleta? La... Și eu merg cu bicicleta peste tot. Cumpărați oricum? Nu, doar înțeles. Nu, da. Industria ușoară și industria bicicletei trebuie să fie un motor al economiei și cel mai accesibil și se pot face multe chestii. Vrem să fim un exemplu pentru alte idei, de-aia vrem să creăm la un moment dat să existe umbrela Pegas, cum zice Andrei. Umbrela Pegas și sub umbrela noastră să luăm cât mai multe chestii. Și parteneriat. Hainele Pegas, ce vă costă? Ce hainele? Acum discutăm cu un designer, vrem să fie o linie coerentă. Avem ca promoționale acum eșarfele de pionier, tricouri, chestii de genul ăsta. Și să... Ok. Dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumim! Mulțumesc!